Tu nu aplec ce te ocupi. Mă sunt gol, mă sunt parcă sunt dezbrăcat. Dubioasă treaba asta cu Radu. Îmi pare rău. <laughs> <laughs> Știi, tu zbai zanii în familia. <laughs> eu sunt mai răutăcios așa de fel, eu sunt mai morocanos. Tu ești băiat cu minte. Uh -huh. Mhm. Mi, mi place de exemplu să pat, ca blușnic. Victima ta principală M-am bătut cu el pe un, Ei, pe da. loc și el l a Ascultă, tu ești maestru în artă. E posibil să fii popular cu rahaturi. Hai poți facem un video împreună, <laughs> dar tu pe pastaiana, tu îmi tine stres, tu ești joacă normal. <laughs> Vrei să te anim de o nu prea deci ai de ce te cum. nu place umorul negru, nu-mi plac glumele agresive. Dar nu mă vesel sau și la alții. <laughs> Pentru și să vin la podcast și încep să mă cimăresc. <laughs> vin la podcast și mă laud, evident. <laughs> 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 și spun prostie. <laughs> Bună, sunt Dana Ciobanu și vă invit la podcastul VB Talks realizat de Victoria Bank, iar invitatul de astăzi este un om special, un actor, un act, unul dintre actorii cei mai talentați, prolifici, veți vedea că are și titluri, iar de câțiva ani realizează proiectul 02 pe TV, iar începând cu anul trecut și reality show-ul Vreau la Țară. Cătălin Lungu, bine ai venit la VB Talks! Salut, vă mulțumesc pentru invitație! Ție nu-ți plac interviurile? Da. Nu-mi plac, nu-mi plac, nu plac, dar na, mai merg din când în când să mă audă lumea. Care sunt criteriile de selecție? Pentru că știu că ești invitat cam cam, cam des. Da, Dana, ești una dintre cele mai tare activități asta, din asta Moldova. Vreem, asta vrem să o N-am cum. N-am cum. Plus că avem un parteneriat cu Victoria Bank, cărora le mulțumim. Da. Cătălin, vreau să să-ți fac așa o destăinuire. Te rog. Da. Eu noaptea, înainte să adorm... Asta deja sună strană. <laughs> asta e pentru hype. Pe lângă mai multe chestii cu care mă, mă mai ocup ca oricare alt om, viu, mă uit uh, 02. Eu sunt fan, adică cam cum cataloghez tu chestia asta. Dacă mm. mă uit noaptea înainte de somn. E suficient atât. Te uiți noaptea înainte de somn, nu trebuie mai mult. <laughs> tu noaptea cu ce te ocupi? <laughs> <laughs> Trebuie să încep și eu să spun că mă uit la Nu știu la... Spune, spune Ai, ai ști cum unde verde Nu știu Mă uit la lucruri diferite Diverse Nu știu Depinde de Și sunt în ziua aceea cum, cum mă sunt Poți mă uit la vloggeri Poți mă uit la Prostii Poți mă uit Acum de curând Mă uit la camping În, în aer liber mm. Este un nene Care se duce așa Pe Alaska mm -hmm. Și stă el singur stai Și pune cortul Și face mâncare Nu știu cum Serios? Da, mă adormim, mă, mă <laughs> cu povestea lui de da, seară, știi? Da, mă, mă liniștește. Eu, de ce mă uit eu la 02? Pentru că e amuzant, eu râd. <laughs> eu râd și asta după o zi plină de muncă, de chestii, de probleme, de tascuri care trebuie să le realizez, le-am realizat sau nu, asta e altă treabă. Eu am nevoie să râd. Eu recunosc că și eu mă mai uit la 02. Da? Da, mai pun și, și râd și eu. Asta e autocomplacere, undeva? Nu, e nu? un produs foarte bun. <laughs> Asta <Plasare> de produs. <laughs> uh, nu, chiar, chiar sunt unele video la care mă uit, mai ales vechi, din alea pe care nu le mai țin minte, uh -huh. cu oamenii cred că... Când erai tinerel. Când eram tinerel, da. <laughs> și eu nu le țin minte și când mă uit iar nici nu-mi dau seama care o să fie poanta, știi? Și când îmi vine zic, wow, și bun. Serios? le da. L-ai uitat sau cum? Da, eu nu le țin minte, adică sunt oameni care îmi spun, băi, da, sketch ce la unde cu mortul care vine la cuciuc. Și zic, What, care, sore, <laughs> nu știu, nu știu. Câte am făcut cu morți, da, și cu Chiar s Da, da, chiar sunt multe sketch-uri pe le-am le uitat, pe majoritatea le-am uitat. Și când le reprivesc, îmi aduc aminte și zic, băi, și glumă bună, bravo, Cătălin. Te inspiri tot de la 02 ca să creezi alte sketch sau... Nu, 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 nu. No? Nu? Nu, nu, cred. Adică e foarte posibil că poate să fie vreo glumă care se repetă dintr-un video vechi. E posibil. Dacă se întâmplă oameni buni, dați-mi de știri, spuneți-mi că, băi, băiete, nu știi să faci glume noi. Dar, nu, nu, în principiu, creez parcă de la zero. Mm -hmm. De la zero. Mm. Și aici zero. Ascultă, tu ești maestru în artă Tu câți ani ai? Așa trebuie să începi Nu, eu n-am vrut așa. așa, așa scrie apropo Așa scrie, eu n-am vrut așa, eu am vrut cu noapte Da, am 27 Deja, dar la 26 Ai primit această Aha, 26, distincție, da, Maestru da, în artă da. Cum să fii maestru în artă? Din tinerețe. Potrivit, așa trebuie să fie. <laughs> mă iertați, nu știu ce am dat -o pe zona asta de auto-laude. <laughs> asta e intenționat, construit, dus la Da, cred că cred că și amit cu asta de acasă. <laughs> Băi, nici cum, adică nu ni s-a schimbat viața în vreun fel, asta e ideea. Mă bucur că s-a întâmplat și că este. Dar eu chiar cred că merit. Adică, dacă mă, lumea mă mai acuză că sunt cumpărat cu asta, da. pentru că eu fac videouri care poate ar susține anumite idei politice, cu toate că eu spun că niciodată nu fac politică, dar e un simț civic al meu. Exact. Um, unii oameni cred că de, de asta mi s-a acordat acest, acest titlu. Bine. Deci poți fi maestru la orice vârstă. Crezi tu? Nu știu. Nu știu, important. E important aportul pe care l-aduce în societate, cred. Și poți aduce un aport considerabil de la o vârstă mai tânără, chiar cred. Adică sunt, sunt oameni. Eu sunt mai răutăcios, așa de filme, eu sunt mai morocănos. Uh -huh. Sunt oameni cărora eu nu le-aș da niciun titlu, care au titluri mari. Eu nu nu, 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 nu consider că fac neapărat artă. Nici eu nu consider că. Fac arte dar aduc un aport prin meseria mea. Da, dar ești maestru în artă. Deci, oricum, ești catalogat ca un maestru în acest domeniu. Nu-mi place. Artă. Da, asta eu spuneam că nu-mi place cuvântul artist, asta în primul rând. Nu. Nu, urăsc. Dar de <coughs> ce? Artist îți dă așa o sobrietate de asta. Ești adică artist. artist mai multă sobrietate decât maestru în artă? Da, pentru că eu am spus asta, am explicat-o undeva. Maestru mi se pare poți fi în orice meserie. Uh -huh. În cazul meu, eu sunt acum în artă, în arta din Moldova. Și da, eu sunt maestru în art în sens că îmi fac treaba cu maestrie, maestrie sau cu, mm -hmm. cu dedicare, cu profesionalism. Deci, da, artist al poporului nu vreau. Adică, nu. Sigur adică refuzi în cazul în care. Dar nu, nu se oferă dacă nu aplici tu într-un fel, nu? Eu așa știu. Mm -hmm. Sau poate, nu știu. Dar n-aș vrea să fiu artist al poporului și l-aș refuza, probabil, dacă mi l-ar oferi așa din pod. Nu, nu vreau. Ok. Care, de fapt, crezi tu, că sunt criteriile atunci când se aleg? Măi, eu știu ce-am făcut, eu am transmis un CV acolo, există un CV în care îți mm -hmm. spui lucrurile pe care le-ai făcut. Și probabil au fost niște oameni care s-au uitat peste CV-ul meu și iarăși peste aportul la ce se întâmplă în, în țara noastră, inclusiv în artă sau în media sau na. Și au considerat poate oamenii că am meritat. Tu ești băiat cu minte. Mhm. Mm <laughs> nu, pur și simplu știi cum vrei să te de o chestie și nu prea e, de ai, de te cum. cum, eu cum sunt de? bun eu sunt bun la suflet <laughs> par și... răutăcios, uneori de eu sunt bun la suflet ești sincer poate de asta, că ești direct da, 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 de asta da, da, și vine cumva stereotipul că dacă ești sincer ești și răutăcios probabil, probabil, da, de asta dar ești um, parodiabil? dacă ești cu minte, nu știu dacă ești parodiabil <coughs> nu cred, sincer și am mai vorbit cu oameni despre asta, eu tare vreau ca cineva să mă parodieze mm -hmm. și nu să mă parodieze la modul cum mai fac eu uneori parodii de-astea cu mințele. Vreau parodii de-astea în care să-și bată joc de mine, să, <laughs> să aibă glume de-astea agresive la un moment dat. Nu-mi place umorul negru, nu-mi plac glumele agresive, nu știu dacă, pe diobu, uh -huh. nu-mi place. Și aș vrea cineva să-și bată joc de mine așa la modul agresiv. Dar mi s-a mai spus că bă, nu știu, că nu știu m-aș lega la tine ca ca om, nu ca da, ca, nu ca artist neapărat, dar da, ca, ca om, ca ca persoană, cum stai, da, da. Nu știu. Probabil nu sunt. Sau sau nu știu, nu știu. Dar cine ai vrea să te parodiezi? Oricine. Băi, am oricine, vă rog. Anunț <laughs> nu știu, nu... public, paradează. Da, ți Am mai spus asta și pe TikTok, mai fac live-uri pe TikTok, uh -huh. sau pe Instagram și mai spun, băi, vă rog, hai, concurs, anunț concurs, da. Tu ai impresar ești un maestru în artă care are impresar. Nu e neapărat impresar, nu, e colegul meu, Radu, care am pornit proiectul 02 uh -huh. și care e mult mai bun pe partea asta de a administra lucruri decât mine. Eu mă pricep mai bine la scrii și uneori actorii. El se pricepe la organizare, gestiona, gen, organizare da. discuții, eu nu place să discut cu oamenii și atunci Radu discut cu oameni. eu nu pot. Da, Cătălin. Adică Radu a decis, bei tu ceai sau cafea azi, sau apă. Da, tu apropos, ai decis, dar nu, el a dat indicații. Radu mi-a scris, Radu mi-a scris că ceai sau cafea și eu nu mai scriam apă și eu văd că el îmi scrie, am spus că apă. Și <gri> dacă cum te scrie? mă știi, Corect, știi da, da, Cum îți face echipa? De unde a apărut Radu? De unde, bine, eu știu că tu ești absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, colegii tăi de la 02, practic, majoritatea sunt cei din promoție, dar nu toți, mai sunt și din alte promoții, dar cum, pentru că nu întotdeauna Relațiile din facultate continuă și după absolvire. Uh -huh. Voi ați făcut teatrul, ați mers la Teatrul Guguță, ești actor la Teatrul Guguță, um, ați făcut uh, Guguță Night, uh -huh. această cumva nișă pentru uh -huh. cei care în noaptea n-au somn. Uh -huh. uh, dar și ați păstrat relațiile. Uh -huh. Iată de aici și proiectul a apărut sau cum a apărut? Cum ții ție aproape colegii tăi de facultate? Proiectul e mai vechi de atât. Noi eram încă, încă eram în facultate și cu Radu ne cunoaștem din clasa 3-a. Oh. Deci noi suntem de mult timp împreună și Parcă ar am... fi o relație, știi? Suntem cu Radu de mult timp împreună Da, dar da, e o relație în care Am, am tot spus-o, nu ne-am certat niciodată uh -huh. Deci e o relație, nu știu Nici nu știu dacă e sănătoasă de master, <laughs> nu ce asta <laughs> Chiar că Da, cu Radu de atunci ne știm Proiectul a apărut așa, de, de nicăieri Am spus că vrem să apărem pe, pe net Cu actorii da, am, am rămas oarecum împreună, am avut și ocazia să mergem la Teatru Guță, unde maică mea e director da. și ne-a chemat acolo. Pe urmă, adică nu putem să spunem că noi și acum suntem toți împreună, pentru că Fiecare, sunt băieți da, care da, s-au lăsat de meserie, sunt uh -huh. băieți care s-au reprofilat. Dar în principiu, da, la sketchuri, dacă am nevoie, mi-e comod să lucrez cu oamenii cu care am lucrat și în facultate, cu colegii mei. Avem și prieteni actori care mai, mai filmă chestia cu prietenia, ce crezi adică ce, la ce concluzie ajungi tu după felul în care ți atragi oamenii, prieteni despre tine, iată faci așa o analiză așa oameni mă așa o l-am pe Radu, care nu m-am certat o am pe Lilea, o am uh -huh. pe mulți, mulți alți băieți extrem de talentați uh -huh, uh -huh. Eu, spun că am, eu spun că am mulți prieteni și în același timp eu nu pun atât de mare preț prietenii. Pentru mine, dacă, de exemplu, un prieten de-al meu pleacă peste hotare, eu nu sunt genul la care să vorbim în fiecare să păstrăm legătura aia, pentru că nu ne mai intersectăm ca, ca, nimic. Și atunci când vine înapoi, da, sigur, iar ieșim la o bere, iar și ne distrăm, poate. Dar eu nu sunt așa de prietenia, piatră rară, ori o păstrezi, ori pierzi o comoară. Nu, pur și simplu colaborăm, conlucrăm cu, cu, cu în prietenia Poate nu prieten. Asta. Ba da, Ba da, cel puțin din partea mea, adică eu știu că în orice moment unul din prietenii mei ar avea nevoie de mine, sunt convins că sunt acolo pentru ei și cred că e și viceversa. Până la urmă, da, nu știu, nu știu ce asta prietenii, că mulți spun că trebuie să ai un prieten, dar bun. Uh -huh. Eu cred că am mai mulți buni. Poate nici nu mă bazez foarte mult pe prietenii mei la modul ăla, dacă mor, să mă salvez un prieten. Nu, mă salvez singur dacă e cazul Deci, dat. practic, ți-ai răspuns. Ești tu, tu ți ești cel mai bun prieten. Da, 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 cred că da. Eu îmi sunt cel mai bun prieten, da. Bine, dar dacă ar fi să faci așa o, o listă, persoana care cel mai tare te influențează, persoana care cel mai tare te, uh, nu știu, te agresează, te atacă, persoana care cel mai tare te iartă persoana care cel mai mult te, te acceptă, nu știu te iartă cu acceptă, practic se pupă putem spune că e Radu pentru că petrecem cel mai mult timp împreună dubioasă treaba asta cu Radu îmi pare rău <laughs> da, cred că el pentru că cu el da, petrec cel mai mult timp adică mm -hmm. e, e cumva doar din asta vine logic alături de el mai greșesc alături de el, el mai greșește cu el se întâmplă lucrurile pentru că, na, lucrăm non-stop la orice proiect. Am înțeles. Dacă ai fi să alegi între televiziune pentru că ai proiecte pe TV uh -huh. și teatru, uh -huh. pentru că ești și în teatru, uh -huh. care, ce ai alege? Iar și repet că mai spus-o de multe ori și poate oamenii suprți. De asta tot spun când, când repet, api, eu spun că repet Pentru că care mai văzut teatru. Teatru. Da, mă distrează cel mai mult. Mă, mă distrez tare acolo. Televiziunea e. O metodă de a mai mângâia orgoliu, mm -hmm. și de a fi popular până la urmă. Teatru e... ți aduce popularitatea care ți-o aduce TV. -a? Nu, dar nu e vorba despre popularitate, cât e vorba despre apreciere în masă. Nu mă interesează neapărat să fiu popular. Pentru că e posibil să fii popular cu rahaturi. Uh -huh. Și sunt foarte mulți oameni care sunt populari. Da. Dar da, aprecierea asta. de masă, A maselor. Da, da, da. A -a -a asta se întâmplă pe TV. Cei ce aici de rar, nici nu mă mai pasionează așa de mult. În teatru, în schimb, energia pe care o simt la fiecare spectacol, e... Nu, 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 schimb, nu. Și eu spuneam că nimeni nu m-ar înțelege decât un actor. Da. Și tu probabil știi foarte bine ce înseamnă energia aia din sală. Asta e și mai frumos. Exact. Joci acum la Teatrul Luceafăru. Uh -huh. Ești invitat în uh -huh. calitate de actor colaborator. Uh -huh. Sau te-ai angajat la teatru, na, Luceafăru. Na. Ești colaborator. invitat. Povestește-mi despre întâlnirea cu sambriș, Slava. Nici nu știu când a fost întâlnirea cu sambreș. Cred că la admitere la mine. Nu... Cred că asta a fost... Bun, ne-am mai văzut înainte și el mă știe de mic pentru că el mai e tuse cu familia mea, cu... Uh, bă, e omul care, care a avut, cred că, cei mai mare încredere în mine, dar bun, după cum mi se spune, eram și talentat din, din, mm -hmm. din facultate, deci, și dinaintea facultății, pentru că n-ai de actori, nu știu ce. Și poate de asta și eu plăcut de mine. Și da, m-a încurajat de fiecare dată, m-a, m-a m-a ajutat, m mi-a dat sfaturi. m, -a, m -a om de treabă nu <laughs> de treabă. Om de, treabă. Da. de la Guguță, ce faci acum? În care spectacol ești? Acum nu prea jucăm. Asta e, că cam amorțit cumva, așa, night, o, o, o avut guguță deja, în, chiar dacă are o viață scurtă până acum, dar uh -huh. o avut multe de astea, căderi și ridicări. Eu, iarăși, nu pun foarte mult presiune. Eu vreau ca viața să meargă chill Mie îmi place viața liniștită. Să mă panichez eu că astăzi că sunt actori care pleacă. Ori e vorba de salariu, orică e vorba de că nu mai vor să joace, orică nu știu. Și atunci eu să mă panichez că, of, dar cum facem noi cu teatru, cum să-l ținem viu, nu mă interesează foarte mult. Eu vreau să vreau să trăiesc fericit. Nu vreau să-mi fac probleme. Și foarte posibil că o să reluăm spectacolele, nu. Dintr-o parte, eu nu te cunosc, Cătălin, Noi ne-am văzut de 3-4 ori. Uh -huh. Noi nu ne cunoaștem foarte uh -huh. bine, deloc nu ne cunoaștem. Uh -huh. Dintr-o parte, iată toate răspunsurile tale. Cumva creează o impresie că nu te atașezi prea mult de oameni, de um, comunități, de colective, uh -huh. de proiecte. Uh -huh. Este pe TV sau nu e pe TV? Da, este adevărat. Eu sunt mai rațional, mai pragmatic, cred că. Și atunci, prea mult emoție investit în ceva, uneori, mi-i dăunătoare. Vine Și... de la vreo, vreo dezamăgire, poate? Nu. Absolut nu? deloc. Nu, n-am nu, avut traume în viața mea de asta, mm -hmm. adică să să, să să fiu conștient. Cine știe? Mm -hmm. Poate în subconștientul meu există niște traume devastatoare. Sunt, sunt. <laughs> Acum <Tumbră> vreo două. <laughs> da. Dar nu, în principiu așa, așa trăiesc eu bine, așa trăiesc eu fericit. Să fiu rațional și să analizez lucruri, să, să mă gândesc la ele mai mult decât să mă implic emoțional și știu tot timpul niște extreme de astea nebune. Dar artiștii de obicei sunt cu extremele. Nu cred în asta. De asta, nu. Nici, nici nu-mi place cuvântul artist. Nu, <laughs> e hai. ca aud. Artiștii, artiștii sunt așa, cât să așa niște plini de numai emoții. Și, și nu mi se pare că nu, nu, nu-i nu nu despre mine și și-am mai văzut actori, tineri cel puțin, care nu sunt neapărat tot numai sentiment și vorbesc deodată cu bezrucă când au <laughs> facultate. <laughs> nu știu. Tu ai spus undeva că proiectul 02 devine treptat creator de uși. Ce înseamnă asta? Nu ne-am spus asta, că am spus. <laughs> ai spus, ai spus. Băi, mi se pare că, de exemplu, dacă la început, eu spuneam cu Radu când am pornit proiectul, zic, băi, aș vrea să luăm un personaj care nu e așa de cunoscut de mase și noi să-l facem cunoscut. Asta visam din, de când a apărut 02, pentru că făceam personaje care deja sunt cunoscute da. și le parodeam. Și la un moment dat am reușit să, să, să facem un personaj Să fie mai cunoscut decât era el anterior Și asta ne bucură Adică am, am căpătat un, un soi de autoritate Pe piața asta media da. din Moldova e, Și creator de uși În sens că oamenii pot să mai colaboreze Cu noi și să Să le deschidem și lor anumite oportunități Sau actori care se, care se filmează la noi De la noi pot să, să pornească alte drumuri în sensul asta. Da, vin la voi oameni care solicită, hai parodiază-mă, hai să facem așa o chestie ca să-mi ridic cumva ratingul sau să devin mai popular prin 02? Am avut nu foarte multe, am mai avut de asta când hai poate mă parodia, hai poate facem un video împreună, hai, hai poate, poate facem un video, hai poate mă parodiez. <laughs> am, mai, am mai avut de astea. Dar <laughs> nu, nu, eu, eu pe bune acum spun. Pe, pe tine se parodia. Da. Așa, aș putea. Da? O. <laughs> Cred da. <laughs> de um... asta dur? Putem. <laughs> Cum putem, vrei, da? Putem diferit. Depinde cât plătești. <laughs> nu, n-am dat curs niciodată unei asemenea propuneri. Hai, parodiează-mă și noi să-l parodiem pentru că el asta vrea, omul și el Sau să facem un lucru pe care el, el solicită. Nu, n-am făcut niciodată. Noi, Dar... noi ne distrăm suficient să facem noi pe oameni pe care îi vedem noi. Ne distrăm... Mie mi îmi place chestia asta cum tu ai spus că pe mine mă teatrul mă distrează cel mai tare. Pentru uh -huh. chestia asta mi-a place colosal. Când da. oamenii cumva nu fac din meseria lor mai ales de art, de uh -huh. actori, hai să spun am mam mi place, da. Actor, chestia cu distratul, că asta uh -huh. asta e nu știu, drive, asta e fine, asta e funny nu știu, da. e, e distractiv. Eu, la, eu, după fiecare spectacol, de câte ori, că ies prost, ori că ies bun, eu ies cum bădui mai distrat asta. <laughs> <laughs> Și oamenii tăți de mă săturați de mine. Regizorul, Iulic Bubuioc, de exemplu, dar tu, pe pastaian, tu îmi spui, de stres, tu ești joc normal. <laughs> 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 nu îmi place să, să mă distrez. Și chiar mă distrează teatru. Adică nu, nu ies... Nu? astăzi a fost Nu ieși din rol, intră în rol. Intri în rol. Nu. Nu te ocupi cu chestii de asta? Nu, nu, nu. Pot să mă concentrez în sensul de a mă calma, calma un pic respirația sau emoțiile sau, sau să mă concentrez un pic la pași pe care i-am de făcut în scenă. Asta e maxim. Dar să trebuiască când ei eu vreo două zile că să intru în acel personaj. Care e al tău preferat din teatru? Mm. Care te distrează cel mai tare? Nu știu. Nu știu. Chiar, chiar mă distrează toate. Și eu tot timpul spun că Dar eu... Dar numai e... viesel sau și la alții. Asta, -a... Asta, asta, nu știu. Când, când, și cum, când și Mimi tot timpul vesel. Uh, celorlalți, uneori le vesel, uneori nu. le timpul mă distrez. Adică eu nu știu, eu tot personajele pe care le fac chiar, eu spun că băiești ghinești cu asta. Tu în genere, mă te lauz, așa. Da, dar și întrebări, nu știu cum așa <laughs> <laughs> eu Ei, hai, de -am, de -am noi suntem divină uh, Da, nu, dar te lauda și eu, un lucru rău. Apropo, iată, da, apropo de laudă. Știi cum se spune că noi suntem cumva tare umili, așa, de treabă, cu minți, nu, nu ne asumăm niște chestii care, pe bune, le avem, talent, merite. Tu nu ai probleme cu asta. Da, în același timp, asta e că oamenii consider că eu nu sunt -au autocritic cu mine. Uh -huh. Nu, eu știu locurile, adică eu pot să mă uit la un sketch 02 și îți spun exact care e momentul prost din acel sketch, unde, unde chiar am jucat de -o aia sau uh -huh. unde e montajul aiurea sau unde nu-i gândit gluma. Eu pot să fac chestia asta, adică nu, nu sunt nebun spun că băi, tot ce fac eu e perfect. Știu că nu știu care sunt minusurile mele în, în, actorie, eu chiar le știu, adică eu chiar le văd. Nu, dacă hai, spune -le. Nu vreau, <laughs> nu. nu vreau, nu Suntem numai noi doi Și sunt lucruri pe care la care pot lucra, dar sunt lucruri pe care Mi se pare că niciodată nu le pot face în actorie mm -hmm. Din păcate Ca de exemplu Nu pot spune, <laughs> nu vreau să spun O lacrimă scurgi. Nu, bă, da, plâng pot? ușor Dar în viață plângi? Uh, mai plâng, da Da. Deci da, eu sunt și auto, autocritic uh, Dar nu pentru și să vin la podcast, să încep să mă cimăresc. <laughs> vin la podcast și mă laud, evident. <laughs> <laughs> Corect, bravo. Dar pe cine îți place să parodiezi cel mai mult? Victima ta principală care este? Cred că Voronea. Da? Ici cel mai, adică e cel mai vechi și acum pot să improvizez în personaj, adică pot să mă, mă distrez. știi, în da, 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 Mă duc cu el departe. Cred că el. Spune-mi, te rog, de partenerii ta ideea. Pentru că datorită lor și a talentului lor, 02 este ceea ce este. Bineînțeles, tu ești capul, tu ești liderul. Radu-i mai mult capul. Bine, Radu-i capul, uh -huh. tu ești liderul din față Radu-i mai mult <laughs> <laughs> nu, Eu știu, voi, o relație specială, eu am înțeles <laughs> Radu, tu ești lider și cap și tot <laughs> Corect Da, toate proiectele noastre de până acum, bun, toate, că două proiecte televizate Ele -s peste s tot, pur și simplu, de asta da. ai senzație că sunt multe Sunt făcute împreună cu Jurnal TV, adică echipa de acolo ne pot spun că ne ajută chiar dacă sună prea puțin, adică nu, acolo cu noi, noi suntem împreună. Uh -huh. Și da, am făcut două, două proiecte, iar și că vezi cum mă duc chiar în laudă, două proiecte care sunt senzaționale și din punct de vedere al calității, că noi ne uităm, noi cred că noi putem să ne uităm obiectiv și noi cu Radu de asta, de asta ne combinăm foarte bine, pentru că amândoi încercăm să ne detașăm de ego-ul nostru Aha. când vorbim de, de lucruri pe care le facem și încercăm să ne uităm pe bune la greșelile pe care le facem la ce s-ar putea îmbunătăți la modul practic și nu dar știți că eu țin la momentul ăsta foarte mult în emisiune, e ca anume momentul ăsta e important pentru emisiunea asta nici ca nu, dacă nu-i bun, nu e scos și da, sunt două, două emisiuni de calitate Vreau la țară și 02 02.TV cu audiențe foarte, foarte bune, neașteptate de bune pentru noi da, Jurnal TV, One Love. <laughs> de ce um, crezi tu că prinde la public chestia asta cu parodia? Nu no, ne place să râdem de alții? sau care e chestia? Hai spune -mi. chiar, chiar vreau să văd în interior cum vezi lucrurile. Nu, sincer nu știu. Uh, sunt glumii... Sunt glume simple, sunt glume basic, uh, sunt glume mai complicate și oamenii dacă găsesc umorul în acea glumă un pic mai inteligentă, sunt și ei că wow, am înțeles și eu. da, înțeles. Apropo, eu spuneam că când ne uitam la mai avem moment când ne uitam cu toți colegii la 02 uh -huh. sau cu un grup mai mare și o tem de timp și facem ci, 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 ascultați ci, aici <laughs> pentru că mi se pare dacă tu ești la, la un sketch 02 și dacă nu ești atent sau dacă faci mâncare da, prin casă, da. mi se pare că dacă pierzi o glumă, parcă și era și mai Nu degeaba eu mă uit noaptea. Corect, în liniște și în pace. <laughs> în liniște și în pace, asta e ideea. Preluați, da. Dar nu știu de ce, de ce prinde, chiar, chiar nu știu. Adică, de exemplu, cu vreau la țară, am o idee. Uh... E vorba despre sat, tuturor ne place satul, tot, toți am pornit de acolo. Oricum. Nu chiar toți, eu n-am pornit din sat, eu n-am fost, n-am rude uh -huh. la sară, eu n-am fi nimeni la țară, eu sunt din oraș. Orașa încă jet pe jet. Chișinău, mă, fată de balcon. <laughs> da? <coughs> da. Mi se pare că bun, major... și spun prostie, parcă mi se pare că majoritatea tot știu ce înseamnă viața de sat sau natura aia. adică nu știu dacă sunt oameni care nu s-a se de de natură. Și atunci, cred că acolo se regăsesc, bun, plus că noi punem invitații la muncă. Apropo, te invităm la Vreau la Țară să vorbim de asta. Da, dar m a invitat e... odată, eu nu eram, nu putem, dar hai sezonul mai invita. Sezonul 2, sezonul 2. Tot încercăm. <laughs> uh, și punem și oameni la treabă acolo Și spectatorul de acasă se distrează Uitându-se cum niște dita mai vedete Da, persoane publice Persoane știi? publice Maestri Corect, corect. <laughs> Mai târâi și o căldărușă da. Mai dau uh... Dar la 2 e posibil că oamenii Cum spui și tu Le place să râdă de alți oameni E o, e o formă de agresiune până la urmă asta mm -hmm. când, când râzi de, de altcineva Eu o practic foarte des Mi-mi place să râd de oameni uh, Și oamenilor le place Um, și eu încerc să educ și autoironia prin mm -hmm. prin, asta, prin proiectul ăsta Da, ești autoironic? Foarte autoironic Da? Tu râzi de tine? <coughs> Eu pot să râd singur în casă de mine adică <laughs> asta la modul cum? ăsta și pot, Interesant. Pot să mă fac prost, așa, din de, de nic. Nu știu, că fac ceva în caș, doamne, și de prost, băi, Cătălin, și aș fac o glumă cu prostia mea. Nu știu. Da, s ironic și asta mă ajută foarte mult. Adică nu, e, nu mai există cineva care să mă poată ataca. Mm -hmm. Nu există om care să facă mai fain o glumă despre tine decât nu, 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 decât, decât mine neapărat, dar cu ai mei colegi de la teatru, am dezvoltat toate glumele posibile despre mine, despre ei. Adică nu mai este să vină cineva din, din afară să facă o glumă mai bună decât o fost deja făcut. Nu știu cu ce pot să mai, să mai câștigi o glumă de aia. Dar de unde le mai scoate? Sau este, știi cum, hmm. izvor nesecat? Da, prostia, prostia, tot e izvor nesecat. Și prostia mea inclusiv. De asta, oricând o să și lumea, lumea râde de, 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 mine, pentru că o să mai fac o prostie. Și iarăși mai fac o prostie. N-am să mă opresc niciodată de a face prostie. Așa și lumea asta greșește tot timpul. Sau nu neapărat greșești, dar faci lucruri amuzante. Să nu, Bine, să nu dar cu, cu ocazia asta ai stârnit cam și controverse și conflicte, ai personaje cu care ai interacționat, le-ai parodiat, și ulterior ți-a luat, știi cum. Nu a fost nimic grav niciodată. <coughs> am avut doar dacă vorbești despre Violeta. Care... Violeta, da. <coughs> da. Când m am discutat cu ea, ea a, avut, a vrut ca noi să ștergem acele parodii pentru că ea se simțea ofensat. De acord, nu, și îi place chestia asta. de chiar e Sunt câteva lucruri unde eu spus că noi ne-am dus într-o extremă. Mm -hmm. Este un video în care eu considerat e că ne-am dus într-o extremă. Cu toate astea, dacă eu scot, că mă gândim la asta cu judecată, dacă am ajuns în judecată, da. eu am scenariu și eu pe scenariu pot să arăt exact că intenția mea nu-i deloc unde să o tu duci percepția oamenilor. Adică după scenariu, cum i făcut el și după video, Da, dar vezi chestia cu gluma. Tu inițiezi, intenția e bună, dar gluma este percepută fiecare diferit o percepe în funcție de educație, de mentalitate, de, de momentul când a auzit gluma, știi? nu e problema mea. Legal am tot Aha. dreptul. Deci eu răspund așa. de ceea ce e pe mea, nu răspund de ceea ce au, intră în urechi. Cam așa, cam așa. Eu mă gândesc, adică nu suntem nebuni și nu ne gândim la ce și facem și cum o să pe lumea. În același timp, parcă Chiar dacă o sperceapă, nu mi-asum mi eu tătă vina că voi așa ați înțeles. Mm -hmm. Sori, eu nu așa am spus. Comod așa. Comod, foarte comod. Chiar e comod. Dar responsabilitatea no. artistului, <laughs> unde -i? Este de asta spun. Uneori o gândim doar că atunci când nu ne ni pare nici foarte grav, nu ne pare că instigăm la ură, chiar dacă unii ne-ar acuza de asta. Sori, nu nu, 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 pot, nu, poate să mă intereseze fiecare supărare și fiecare. N-am timp să mă interesez mm -hmm. de fiecare om, dar te-ai supărat? Da. Ei, Îmi noi suntem rău. supărăcioși, asta e. Suntem, da, nu, da, Asta e. Iarăși, ne luăm prea în serios. Nu știm să ne luăm în glumă. spune mi te rog, despre momentul ăsta cu victimele. Iată, vorbeam despre Violeta și ulterior ai făcut și cu ea un, acum recent, da. ai făcut un video, deci asta da. a fost împăcarea sau cum? E, așa am spus noi, da, <laughs> bun, așa am spus eu. <laughs> e, nu, bine, cred că o înțeles și ea că noi nu avem, poate unii oameni se gândesc că noi avem ceva personal cu ei. Ori, eu sunt așa de dezinteresat de oameni și neinteresat de oameni, nu mă interesează nimic. Serios? Nu? Da, nu n -am, n am nimic personal cu Violeta Scriș, nu am nimic personal cu Dana Cebanu, cu Dorin Galben. Cu, e chiar mă super e <laughs> uh, la podcast și nimic personal. Ai da, ales la... din atâtea podcast-uri și nimic personal. Uh. <laughs> Vezi cum te-am prins. O vine vreo două glume, m-am oprit. Da. <laughs> uh, nu, chiar n-am nimic cu nimeni. Și atunci când oamenii cred că eu mi-acord atâta timp că să ofer o atenție personală unui personaj, de asta l-am parodiat. Zi, știți? vă nu, nu, nu. Pur și simplu e amuzant, dar omul... Și plus, Pur și spuneam, e material, Violeta Scrișu a fost personajul care nu era deloc în plan. Pur și simplu, într-o seară, noi a doua zi, trebuia să filmăm ceva și ne-a trimis cineva un video cu Violeta Scrișu. Și l-am văzut, l-am trimis lui Radu, zic, Băi, <laughs> e super, păcat, fine, da. e păcat să nu faci. Și a doua zi, am schimbat personajul, am filmat două în aceeași zi, pentru că am vrut să filmăm și, și personajul ăsta. Dorin, ce spune despre... El m-a blocat pe, pe Instagram. <laughs> nu, cum așa? Violeta nu m-a blocat, el m-a blocat. Da, după ce am făcut parodii cu el, o zic că ne deblochează, Dorin, eu încă aștept, o zic că e o problemă tehnică, nu poate, nu știu ce. <laughs> el cred, dar tot una nu frumos. Tu de la cine te inspiri? tu parodiezi oameni, tu ai sursele tale de inspirație, cum parodiază alții, urmărești nu știu, parodiști care fac chestia asta. Da, eu am, m-am inspirat de la început cel puțin, m-am uitat la Bendeac. Uh -huh. uh, mai este unul, dar nu prea mai fac parodii, Satir, uh, rus. Foarte bun. Uh, <coughs> dar nu, acum nu mă mai inspir pentru că de acum am intrat într-o da, inerție intrat, în care da. trebuie. trebuie să prind personajele, eu trebuie să le prind și să le... La nivel de scenarii mă mai gândesc, mă uit cum, cum mai glumesc în alte părți. Dar așa... Cum studiază el un personaj, da, cred exact. că de acum aș știu cum să studiez un personaj. Nu știu dacă. Caza, Asta e da. baza. Mm -hmm. Hai să vorbim despre <coughs> Ana Cernicova. Te încordat. Relaxează. -te. Respir. Gata, ce. <laughs> <laughs> Hai, de-aia, spun. Hai. V-am văzut cântând dimineața. Separat, înduiet când. Nu știu... A, avem un duet împreună. A, aveți un duet. Da, este, puteți să-l căutați, 02, iartă-mă, îmi pare Tu cânți și nu știi ce cânti? Iar și am făcut prea multe parodii muzicale ca să ne aduc aminte exact care e aia. Dar cu Ana, 1 Știi, tu zbazi zanii <laughs> în familia. <laughs> cum, cum, cum e cu Ana? Cum e Ana? Foarte de treabă. <laughs> La tine, am și de treabă, Radu <laughs> e de treabă. Corect, mă înconjur cu Ana de treabă. E de treabă. Da, cred că e unicul, unica relație în care poți să fiu vulnerabil. Uh -huh. Asta îmi place într-o relație. Să fii tu. Deci nu că să fiu eu. Nu, vezi că eu aici nu nu eu, uh -huh. sunt tot eu, doar că oricum am dau noi jucăm niște, nu, roluri, dar în diferite suntem în diferite situații. Eu în situația dată. E ca acum sunt eu în situația da. asta. Propusă. Acasă, eu... da. Acasă eu sunt în alte situații. Cu radu, sunt în alte situație. Deci schimbă atitudinea vis-a-vis -vis de situația în care sunt. Dar asta eu. Doar ca acasă, da, îmi place în relații să. să mă, nu știu. să fiu vulnerabil. Dacă în viața de zi cu zi nu îmi permit să fiu vulnerabil, nu îmi place să fiu vulnerabil, nu îmi place să. Să faci pe durul, da, în viața de zi cu zi. Nu, cred, că, cred că, da, da, cred da. Iarăși nu o joc, cred. Cred, nu știu poate traume și el din subconștient. Vreo poate Vreo două, trei precis. Asta zic. Garantat. E, și poate astea mă fac să încerc să o fac pe dur. Acasă nu vreau să o fac pe dur. Ba din contră. Nu spune vreo două vorbe despre mine Nu-mi place. Nu-mi place să... Eh, spun nu chestii. ești tu, știi cum nu ești tu invitatul din care poți scoate <laughs> Vreau lacrimă. Ah, nu, doamne, nu, 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 de unde atâta emoții și la, <laughs> la masa asta încât se pot lăcrima. Am văzut, m-am uitat la podcastul cu Emilian da. pe, pe, fragment. Lista, ai făcut-o cu actor preferat? M-am gândit-o Da. Dar acolo când am văzut la un moment dat și... Eu dădeam clicuri, știi, eu da. Apasam așa în, în trecere. Și ajung la un momentul unde văd că Emilian e în lacrimi, zic, băi, și a întâmplat <laughs> și ați vorbit până amu, mă uit la tine și tu plângi, zic, și asta? <laughs> Ce se întâmplă acolo? Da, nu, da. Cazul, în cazul, meu. Da. Hai lista, spune. De actori? Da. Nu... Lista de actori, uh -huh. dar hai, atenție, atenție, cu care tu n-ai lucrat și care consider talentați. A, pe, cred că așa, așa ar fi fost. Prima. prima. sugestie. Uh, Știi cum? Da. nu uh, <laughs> da, uh, nu, spune abia ta. Eu te țin minte în minority când ai jucat la Slava. A, în tot la Slava, că eu da, nu da, te-am văzut da. în foarte multe Asta spectacole. Asta e rău. Dar eu, apropo, nici eu nu te-am văzut în spectacole. Iată, eu ca actor, tine, actor de teatru dramatic, nu te-am descoperit încă. Da. Urmează, urmează da. Târziu începe, da? <laughs> Niciodată nu-i târziu. Uh, și țin minte că minority te-am văzut, eram la facultate încă și mi s-a părut... Wow! Deci da, sigur, tu... Uh, eu cred în actori buni, mai ales în... Mie îmi pare că orice actor din Moldova, el poate și și DiCaprio. Uh -huh. Important e cum se regăsești el într-un anumit rol. Pentru că și DiCaprio poate să joace un rol de aia dacă e pus într-o situație în care își joacă un rol care nu îi se asta potrivește. Asta conserva de acasă vine? Tu ai pregătit pontul ăsta cu cap. Eu asta am vorbit cu, cu băieții la Luciafor, de curând. Mm -hmm. Tot așa am aruncat-o și și... Că am spus ceva, băi, eu pot și eu la fel ca de capră și și... Tu de capră. <laughs> Dar eu am de mult ideea asta. Adică mi se pare că toți actorii pot fi buni dacă spuși în situația sau dacă își dau interesul sau dacă... Ia vezi, de capru faci și bani și trebuie să interesezi de rolul lui și de personajul lui. Are și el impresar. Are și el, da. Dar bun... <laughs> Câte uh, lucruri în comun. Îmi place uh, Vava Pahomi. Aha. Uh, îmi place din ce din i-am mai văzut și da. pe domnul Pahomi l-am văzut mai mult și ne-a plăcut tare. Uh, uh, Igor Caras uh, ne-a luat premiul mult la UNITE. M-am bătut cu el pe un... E da. nu-l Pentru cea mai bun Dar bun rol. pentru, pentru caras, ok. <laughs> da, la secundar, nu știu. Deci, Da, bun. De pe care n-ai lucrat. -am. Da, sorry. Cu aici la alții n-am lucrat până acum. Pe mm -hmm. care mi-ai spus. Da, cred că aici. N-aș, putea pune un top. De ce nu băieți? băieți? Tu Ai spus de capră, știu cum e. A, ne-a plăcut de Dana Ți -mi că ți-am că n-am văzut-o în safta. A, la, la chirica. tot la bă, eu nu știam cine, zic, băi, dar cine femeia asta, cine e joc, cine... femeie, cine, da? Nu înțelegem știu, A, no. Când, când mi-a spus într-o pauză, mi-a spus că asta e Dana Burlacu, zic, what? Da. Băi, cu atâta... Doamne, tare ne plăcut. <coughs> da, 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 Deci, iarăși, în, în diferite ipostaze pot să-mi placă diferiți actori. Ascultă, tu ești în televiziune, tu ești pe social media, tu ești în teatru. Wow, wow, wow. Da, da, da asta tot, asta tot e creat, asta mm -hmm. știi cum. <laughs> tu ești peste tot, dar în film când? m Am filmat într-un film, dar încă nu a ieșit, are vreo câțiva ani de când încă tot e în postproducție. producție uh, nu știu, încă nu M-am filmat în orice caz, într-un rol principal în film. În, iarăși, eu nu, nu la castinguri. Nu-mi plac casting Dar nu sunt așa situații să sune sau să scrie păi, că în cazul te, vreau, ăsta, te vreau pe tine pe În rol cazul ăsta în care m-am filmat, așa și-a fost. Uh, Mie mi se pare normal că actori se duc la casting. Mm -hmm. Marii din Hollywood toți se duc la castinguri. Nu, Dar sunt și situații da. când ești chemat, invitat, deja pe rol, pentru că altfel nu așa da. vede regizorul. Uh, nu sunt mm -hmm. invitat. Dar așa, da, de casting nu nu nu, place, nu, nu pot. Eu mă duc acolo și introvertul de mine și eu o foaie și citește cu intonație. voi. Nu. Și mă fac și Interesant treaba asta cu introvert și, și om public. Dar tu nu ești introvert, yes, ești. Is, is, ah, is, păi asta, dar chestia e curioasă în gener. Eu tot nu, nu, eu nu iubesc să interacționez cu oamenii, deși eu interacționez zile cu foarte mulți oameni. Dar nu-i nu formatul în care mă simt eu bine. Vulnerabil mă simt tot acasă, știi? Uh -huh. Când îs eu. Cu... Dar nu mi se pare corect că dacă ești actor, trebuie să fii extrovert. Cum? Dar, stai, de pe o pisicienă învăț un, un rol pe care îl pregătesc. N-ai nicio treabă cu viața de zi cu zi. Adică da, dar chiar și expunerea asta în fața oamenilor, știi? totuși uh -huh, te expui, uh -huh. introvertul de obicei nu se expune, nu iubește să se expune să uh -huh. spuneai despre casting uh -huh. dă o foiță trebuie să citești, dar publicul oamenii, vizualizările chestia asta dar cu live-urile că... care le faci, asta tot e expunere, nu? Da, dar nu ai, nu ia în față, te, există un fel de, de exemplu dacă ar sta aici, am o, da. o mie de oameni, două mii sau cât să ți privească podcastul ăsta tot aș fi o leacă mai dar eu oricum te simt încordat chiar, parcă ar sta de eu tot timpul să... Relax, nu hai. Biu un gur de apă. <laughs> oh, <ce> bine! <laughs> la, la spectacol, de exemplu, mie nu-mi place momentul de aplauze. Tocmai din... Mm. Nu? Nu. De nici nu-mi plac. <laughs> Cred. Ești tot introvert. Și pe mine mă enervează uneori când actorilor, sunt actori care pentru asta lucrează. mine asta, va și mă ușit, adică când, când aud așa ceva, momentul cel de aplauz, când la sfârșit, oi, bine, tu pentru asta, nu, îmi place energie și din timp. Da, da, procesul, proces. La aplauz eu mă sunt așa de, e, că acolo mă sunt gol, mă sunt parcă sunt dezbrăcat. Uh -huh. Și știu oameni care stau în pișoare și trebuie să aplaude, pentru că așa e la teatru. Și <laughs> spune, hai vă rog să ieșim din scenă, hai vă rog, nu mai pot de cringe. Știu, deci e că acolo iarăși introvertul vine în... Da, și chestia asta când ne-am întâlnit afară și mi a spus, eu am spus, nu, cum, ne pupăm, nu ne pupăm, ne cuprindem, uh -huh. nu ne cuprindem, mi ai spus că nu-ți plac contactele astea fizice cu oamenii. Ei, ne-am da. pupat asta, să știe lumea că ne-am pupat. Da, lumea. da. da, nu-ți plac oricum contactele. Asta face parte din aceeași gamă de senzații, da? Nu-ți place să contactezi mm. cu... Da, nu în în sufletul meu, nu, nu-mi place, nu, nu știu. Fane, cum? La capitolul fane? Nu am uh, fost niciodată asaltat de fane. Nu. Cred. Nu, 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 nu am fost niciodată. Oamenii poate au impresia că dacă sunt persoană publică, star, fetele, sar fetele în... Nu, no, nu, no, nu, no, niciodată n-am fost. Mai ales acum că... Da, vrea? Și... Adică să ai fane, să ai... Așa, <laughs> da, <laughs> tu ochii, știi cum la tine s-au schimbat emoția feții când ai vrea. n-aș putea suporta și n-aș putea deal with it. Și mai ales acum, fiind într-o relație, Apropo, cu da. atât mai mult s exclus. Adică nu există niciun fel de încercare de interacțiune cu mine și asta mă bucură foarte mult. Ești gelos? No. Nu. Nu? Mm -mm. Da, Ana. Nu. No. Um, dacă e să vorbim despre asta, e, eu cred că noi amândoi, bun, um, suntem suficient de maturi și am avut anume experiențe în care ne-am îngâiat orgolile este de cât de bună e eu într-o relație sau cât de bună sunt eu cu o femeie sau cât de bună e cu un bărbat, încât um, nu ne mai trebuie să ne mai demonstrăm că e ca eu că pot să, să, agăț sau... Și noi suntem foarte cuminți în, în, să relația asta. Doi oricum, Dacă <laughs> doi sunt fericiți. Fericiți. Ai da. <laughs> avut vreo dragoste neîmpărtășită? Ceva de care poți să poți spui public, adică fără să rănești sentimentele nimănui. Nu. Toate nu. au fost împărtășite. Da, mai devreme sau mai târziu. Adică, prin liceu am avut momente în care fata nu mi-a răspuns cu aceleași sentimente, dar ani mai târziu am reușit. Dacă acestea erau traumi, cred că. Când m-am reîntors la uh -huh. omul și am, am. cum să spun? Am concluzionat relația și funcționat. Nu, n-am avut. Am mai plâns din dragoste, am fost cu acestea, cu manele puse pe fundal când eram în școală. Ai scris da. vreo poezie, poate? Nu, nu poezie, mm -hmm. nu. Poezie de dragoste. Nu. <laughs> Nu știi ce te Tu, în genere suferi. Eu, eu spus <laughs> eu, tu știi cum, da, nu, nu, da, 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 nu, nu. <laughs> eu ți-am spus, tu spuneai că o oră șoleacă dacă e bun. <laughs> eu ți-am spus nu că e, e, cazul. Asta e prima pagină, e mai am o pagină. Of, da. <laughs> da. Dar tu suferi în genere? Da. Da, sufer. Nu haide hai te rog dezvoltă. Bine. <laughs> da, sufer. Și mai departe. <laughs> sufer sufer în, în relații uneori. Când când nu ne înțelegem la ceva. Adică când ar trebui și scandalul și ăla, scandal nu există, el e mai mult o leacă de suferință. Uh, sufer când nu mi iese vreun rol, rar se întâmplă. <laughs> nu, glumesc. Uh, la teatru pot să sufer dacă tu repetăm și eu văd că nu iese și pot să mă dau cu capul de părezi pentru un, pentru un, rol. Cred că astea sunt uh, locurile în care, în care sufer. În rest, uh, sunt destul de fericit și viața mea e frumoasă. Fine. Chiar am o viață frumoasă. Felicitări, mă bucur pentru tine. Mulțumesc. mulțumesc. Da, cu critica, cum stai? Absolut. cel. Da, am, am iarăși o teorie. Nu mă afectează critica absolut deloc. Nici măcar aia constructivă. Pentru că vine din. Sunt oameni care își dau cu părerea, da? Poate uh -huh. chiar avizat. E ca tu să-mi spui, Cătălin, rolul acesta nu a fost foarte bun. Uh -huh. Da, Într-un spectacol vorbesc. Uh -huh mulțumesc frumos că ai acordat atenție, dar în același timp eu n-am de gând schimb pentru că am un regizor. Uh -huh. Dacă ții tu, într-adevăr, să, să ajut spectacolul ăsta în care joc, eu duc la regizor, spune că eu cred că Delina ar putea să fac mai bine. Și lasă să vin el să-mi spun. Dar dacă vine critică din partea regizorului, a mamei, a iubitei... Nu, dacă vin din partea regizorului, evident că eu sunt profesionist și atunci uh -huh. eu fac, asta nu e critică, asta e... mi spus și trebuie să fac, eu asta fac. Regizorul îmi spune, eu execut. Nu există discuție acolo sau so, bun, există negocieri, să spun că, băi, dar sigur așa, hai, fă -mă să mă înțeleg, dacă, sau dacă pot să nu înțeleg și oricum să fac, uh -huh. pentru că așa nu o spune Mama iubita, nu, nu, nu pentru că Radu, iarăși, repet, în, în meseria asta de online sau, sau TV, există numai Radu și eu, unde noi ne criticăm unul pe altul. Pentru că e în scopul... Proiectului. În scopul evident uh -huh. de a dezvolta proiectul. Din alte părți vin Așa, păreri, sugestii, care nu mă interesează. Dar, în același timp, și ne se pare important să nu te interesezi nici lauda. Și nu mă interesează uh -huh. lauda din niciun fel. Nu, cum, așa? Dacă ești laudat, apreciat, asta nu te bucură, nu te încântă, nu-i miere pe, pentru suflet, uh, pentru urechi. A fost o perioadă în care m-a ajutat, adică la începutul, e ca în facultate, de exemplu. Să auzi că, ei, ești student bun, este talentat. Da, m-a ajutat pentru că prindeam încredere să nu, să nu mă blochez sau să nu mă. M-a ajutat. Acum oricine ar veni să-mi spună că Cătălin e foarte talentat. Mulțumesc. Dar nu, nu și adică nu are nicio și plus că are, am și asta cine sună urât, dar cine te crezi tu ca tu să dai așa note, știi? Tu ești talentat. Am mai văzut unul mm -hmm. care nu e așa de talentat, dar tu ești foarte bun. Plec, dar lucrez pentru produsul nostru. Ia emisiunea vreau la țară, băi, foarte bună. Știi cât am lucrat eu pentru emisiunea asta, ca tu să vii pur și simplu să spui că e foarte bună? Dar, plec, nu mă interesează, eu am făcut emisiunea asta, las-o acolo, nu nu trebuie să-mi dai tu note. Și da, nu mă interesează nici lauda. Și deci, automat... trebuie să ai senzația, tu să ai senzația că e bună da, sau că exact, nu e prea bună. Exact, da. Uh -huh. Și eu cred că gândim foarte mult un produs înainte de a-l și în timpul facerii lui. Uite, tu ai văzut pe ca mentor pe Vlaceau Ban. nu a decedat acum câțiva ani. Uh -huh. Și tu n-ai venit la mormântare. Ba da. Ai fost? Uh -huh. Da, da. Uh, ai vrut să duci într-o zonă emoționantă? Nu, deloc. Uh, N-am fost, uh, nici nu știu de ce am fost. Că da, nu sunt pentru. Morții cu morții, vii cu vii sau cum? Și asta, doar că eu pot să mă duc într-o zonă foarte cinică, într-o discuție de genul ăsta, dar nu cred că e cazul. Nu mi se pare asta că dacă ai fost, măi, te-ai iubit, măi, ai fost studentul preferat. Nu, dar -te nu de azi, chiar scurioasă. Dar eu am fost, nu până te am la văzut. asta spun. Nu, nu, am fost, am fost. Și de la sfârșit aproape, de înmormântare, uite cum sună asta, vezi numai cum sună, că am fost, dar la sfârșit din înmormântare, dar eu am fost. Pleci, contează că ai fost, când ai fost. Da, nici nu vreau să mai dezvolt. Dar mentor, tot. pentru tine, inginer, ce, ce înseamnă un mentor în actorie, un pedagog în actorie? Iată, care sunt meritele lui? E... A unui om, nu neapărat a lui Vlad Ciobanu. Eu consider că, așa mai spus, Vlad Ciobanu e unul dintre, sau a fost unul dintre cei mai buni profesori din, de actorie din facultate. Cred, noi toți tindem să spunem că cursul nostru e cel mai bun sau profesorul nostru e cel mai profesionist. Dar în cazul lui chiar ni se pare că așa a fost, pentru că nu nu văd profi de ăștia plin de sine uh -huh. și cu arta în cap și eu mă uit la acești artiști și nu-i suport ori la Ciobanu a încercat să fie și prieten cu noi și a încercat nici în același timp nici să nu se implici foarte mult în artistismul și dezvoltarea asta de artist artist, adică a fost omul care e ca navă nava lucruri, luați-vă, hai să discutăm și v-ați ales și faceți voi cu viața voastră. Deci așa, prietenii de la egal la egal, cumva, da, o relație da, din Da, da adică nu, clar că se simțea autoritatea dumnealui, dar, nu știu, îl simțăm ca prieten. Eu nu știu dacă e... Poate iarăși și studenții de acum o să spună, că nu, că și la noi tot așa, suntem prieteni cu pedagogii. Da, nu știu. Nu, asta e poziția da. ta. Pe mine mă interesează poziția ta. Vezi, eu ți, -ți adresez o întrebare, pe mine mă interesează adevărul tău. Asta eu e încerc să, să analizez și să dezbat cu mine acum, inclusiv, când, când răspund la o întrebare. Deci, da, eu, e ca noi, și cursul nostru, parcă îmi pare că nu e ieșit artiști de ăștia, artiști care s-au când noi suntem în sfârșit actori. Eu văd acum studenți care abia proaspeți absolut. Da, asta e simptom clasic după absolvire, știi cum. <laughs> nu, dar anume, modul ăsta de... Eu sunt artistă, actriță, bun, poate nu spun artistă. Sunt actriță și este foarte, viața de artist este complicată. toți spis, da măi. Tu ai, tu, am tu, tu, tu și, și, și cu tine, de unde te ai? Și că modul ăsta de, de educație sunt că persistă și acum în Academie. Văd mm -hmm. artiști care ies de acolo. Mm -hmm. Ori la noi parcă am impresia, bun, am avut norocul să-l avem și pe Sambre și la curs da, ca pedagog da, da. și pe Ciobanu și pe doamna Berov și acolo erau un trio din asta. Da. Poate am avut și norocul ăsta. Și parcă mi se pare că n-am ieșit noi, plus chiar și la noi la curs, ironia și sarcasmul și padiobul era foarte domina acolo clasa noastră. Și poate și asta ne-a făcut să nu ne luăm aer în cap de... Deși păreți cu aer. Da, da, anume aerele astea de artist minimă, de la, astea de frumos, de astea care se vând așa. Păi și arogant, și Artista, stai că poți să vorbești și așa sau poți să pui și un mesaj, băi, coerent, nu, nu spune și vorbeam zilele astea cu niște colegi aici de la Luceafără, mă, mă omoară când văd tineri bătrâni, eu așa le spun, uh -huh. tineri care, băi, vorbesc cu niște filozofii de viață pe care nu le-au experimentat niciodată, pe care n-au idei și spun că lasă, că vine ziua în care <laughs> vedea vom, nu știu și... Și ce-i spus, băi, drag tânăr? Ce-i ce, -i, ce -i înțeles nici din ce-ai spus? Eu înțeleg că bătrânii sau bunei tăi înțeles și spun prin cuvintele cele, pentru că au trecut niște experiențe mm. așa. Tu ai ajuns la mușca să te dai tu, mare cunoscător de viață, arunci rahatul este pe masă. Și asta ne se mi se pare că se întâmplă și în academii și când ies sunt niște studenți și spune fix și spune doamna Cozaru. Când el n are idei și spune doamna Cozaru și și contextul spus doamna Cozaru asta. El iese și spune sau domnul Fus sau nu știu cine niște filozofii pe care nu le știi și nu-și faci, nici nu se preocupă să-și dezvolte propriile filozofii de viață. Tu nu vrei să fii mentor, profesor de actorie? M-am gândit la asta. Te-ai chemat? Nu neapărat. Am vorbit cu, i-am scris doamna Starciu cu mesaj, zic, dar acum că-s în artă, eu pot să iau curs? Nu am neapărat intenția asta, cu toate că... Curs chiar să iei? Da. Da, chiar curs? da. Nu s fii invitat ca pedagog, copedagog la un curs, dar chiar curs. N-aș putea să las... Cursul pe mâinile altcuiva, mm. dacă aș... M-aș să... Bă, și să faci <laughs> oameni din copii. ăștia? Să le scot arta din cap. Nu, serios, adică nu, n-aș accepta să văd artiști. -a -a. Nu suntem, băi, cu nimic, cu nimic special. Nu suntem mai... Oh, hai toamnă, distrugi, știi, secole de rândul s-au creat imagine de boiem, de artist da, și tocmai da, da. distrugi prin două vorbi că nu suntem Am tot încercat special. să distrug, am tot încercat, da. Sunt tot încerc. Și nu suntem speciali. Nu. Mă includ cred. că în... Uh, da, un... nu cred, nu cred. Sunt oameni mai deștepți decât noi, sunt oameni mai culți decât noi, sunt oameni mai... mai, nu știu, mai speciali sau mai importanți decât noi. Dar noi nu știu cum dacă ne-am suit pe scândurica și eu lec mai sus. Gata. Puterea e la noi. Și vorbim că suntem artiști. Ai, zi, Acum rău. un artist trebuie să vorbească cu, cu cum? Cum. <coughs> cum simte el? Uh, era un interviu cu Garcilin, actor la la serie era. tânăr, uh -huh. care și-a dezvoltat propria filozofie de viață tânăr fiind și asta apreciam eu la tineri și la serie Și el spune că Bă, eu vreau să știu în lume fix așa cum sunt bucătării la mine. E ca să fiu un spațiu public cum sunt la mine în bucătărie. Sincer, prost, îh, imbecil, cu vocabularul pe care îl dețin în bucătăria mea. Așa sunt și eu și acolo. Eu am... Da, uh, știi cum responsabilitatea artistului de a educa, de a cultiva... Dar el trebuie să fie așa. Dacă, ah, tu, dacă tu vrei asta să arăți... E. Asta e asta. în bucătărie, trebuie să te porți și tu, ca, ca om, să... Tu în bucătărie ești... Fii autentic Când ieși mm -hmm. în public, ți-e rușinit tine în public... Înseamnă că e o problemă. Înseamnă că tu vrei să vrei să ne transmiți mesajul, de fapt tu mesajul acela nu-l nu faci deloc acasă. Adică de tu nu ești așa. Mm -hmm. Și asta, eu, eu am n-am încrederea că mulți dintre artiștii noștri când iese și să bună ziua, n-am încredere că e așa acasă. Poate e. Eu n-am încredere în mulți dintre ei că e așa, așa acasă. Ok. Tu spuneai, nu voi spune niciodată scuză-mă pentru că am zis că ești prost, dacă am zis că ești prost, așa cred. Asta am spus eu, da? <laughs> da, da, e, da. E așa plac cum tu descoperi. Știi cum că cu 0-2. <laughs> asta e împărcă de mult. Dar stai, dar tot ai 27, mai ai vorbe spuse. Să mai schimbă părerile. Normal, schimbi. În cazul ăsta, nu. Nu? No? nu dacă schimbi. am ales, dacă am ales, spun că ești prost, cred că... Da, repet, nu voi da. spune niciodată scuză-mă pentru că am zis că ești prost. Dacă am zis că ești prost, așa cred. Vezi uh -huh. cu intonație, am citit corect? Poți, da. <laughs> Poți schimbi părerea despre om. Adică e posibil ca eu peste 5 ani când o văd, spun că băi da, mi s-a schimbat părerea vis-a-vis -vis de nu tine nu chiar așa de prost da, poate fi asta dacă în momentul ăla am spus adică și aici și voiam eu să spun prin prin acest da. citat exact citat trebuie să spun închei citat, știi e că nu mă las e, dus de impulsuri emoționale și de atât am spus că ești prost doar că ești și mă sfătesc cu tine pentru că așa au simțit emoțiile mele mm -hmm. nu, no, am spus-o pentru că băi, eu asta cred despre tine sori. Asta e părerea mea. Și atât. Asta nu înseamnă că tu ești prost, dar eu te cred prost. Corect? Nu. Dar da. tot decrit că vorbim. E adevărat, da. Sunt roata. Vorbeam cu Ana Tulgara de curând și spune că tu poți să admiți faptul că ce ai scos tu pe gură nu e adevăr, suprem. E o părere. Uneori da, uneori nu. E o... sunt, sunt păreri. Și eu asta am descoperit în relație apropo. Uh -huh. Sunt păreri. Unde ajungi pur și simplu și gata băi, acolo e, ok, asta e părerea ta, asta e părerea mea. Sunt, văd că sunt două păreri. În schimb, dacă noi vorbim despre Cana asta, că e albă cu albastru pe ea, există un adevăr general. Și dacă eu aduc argumente de ce e albă cu, cu albastru, tu poți să-mi spui că e neagră. Dar da... ne e paralel de părerea ta. Da, dar noi cu tine, n-am -am nicio treabă cu Cana. Noi cu tine avem o dezbatere. Și atunci nu poți să-mi spui tu că, băi, părerea mea e că e neagră. Tu nu te bagi în stand-up. Încă nu. Cine știe? Poate, poate. Oh. Nu, 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 nu am niciun plan în sens că... Uh, nu, sunt fan stand-up, privesc mult stand-up. De al nostru autohton inclusiv? Și de al nostru privesc, da. Îți place? Da, da. E clar că uh, încă nu-i dezvoltat uh, școala stand up pentru că evident că e proaspătă, dar, uh, da, mă duc și râd. De foarte multe ori râd bine, copios. Dar, în, în principiu, mă uit la stand-up românesc, îmi place. Uh -huh cu am crescut. spune despre uh, visele tale. Tu, orice o mare vise. Bine, tu ești fericit, uh, mulțumit acum, dar uh -huh. ce te-ar face mai fericit? Uh, asta cu fericirea... <laughs> mi uh, îmi pare că fericirea nu poți să-l găsești nici ceva. Adică nu, nu, găsești fericirea într-un lucru. Uh. Cum se spune că banii nu aduc fericire, eu cred că nimic individual nu aduce fericirea. Și atunci un lucru care m-ar face să nu știu, ar trebui să schimbe multe lucruri ca să ajung la fericirea aia supremă sau împăcarea aia. Nu știu, vreau vreau casă la țară, de exemplu. Așa și m-am gândit. Serios, chiar am vrut să spun, vreau căsuță pe undeva. Vreau căsuță undeva, să mă odihnesc undeva. Vreau, nu, nu știu, vreau parcă să ajut o leacă țara asta cum pot să, așa, să mai, să mai dau niște, să mai arunc niște gânduri și poate că gânduri corecte, adevărate, nu păreri subiective. Poate. Da, nu, nu, știu. Dar sigur nu, nu astea m-ar face neapărat mai fericit. Pentru că fericirea e un cumul lucru pe care trebuie să le... Să le deci faci. îți doresc chestii care să te distrieze, știi? Cred că da. Și să mă liniștească leacă Că uneori e agitat. Da? Da. Și cum asta se vede? Agitația? Uh -huh. În capul meu nu se vede, nu, nu exteriorizez pentru că n-am de ce, că aș mai mult haos în jurul meu. Așa. Mie da, mi-a plăcut cel. chestia, haina ta. Eu ți-am spus că ne-am întâlnit. E de autor, da? Era o haină simplă. Ai... Patricia, merci, frumos. Ai o haină specială care a Poți fost... să mă întorc? Da, te rog să o vadă și publicul. Credeți? Public. Da, să o vadă și publicul nostru. Să mă întorc încolo, poate. Stai, stai, stai. Deci uitați-vă aici pe spate. Da, la microfon vorbește. Da. N-am mare lucru de spus. Nu ți se vede? Spuneți-mi, vă rog, să nu stau cu da, da, este. Da. Perfect, acolo s eu. Mă închipuiți cât de mult mă iubesc dacă port, <laughs> port, port, haină cu tine. <laughs> Băi, ne-am făcut-o cadou. Asta e, asta e scuza. Ei, hai. Da, îmi pare că, că eu i-am spus. mie <laughs> <să> mi-a <laughs> <laughs> Mi -mi plăcut că ai avut o haină care a avut un defect și tu ai hotărât să o faci chestia asta. Tot așa faci în relații, poți înclei, știi cum, cârpiești, da. Faci anumite uh, compromisuri, faci anumite cedări numai ca să funcționeze până la urmă? Da, Crezi în chestia asta? Da, iarăși, că ca se pare că câtă să căutăm uh, relația fericită uh -huh. și dacă asta nu e înseamnă că acolo e toxic sau e. Nu știu, nu cred în asta. E foarte posibil că noi să căutăm toată viața, să încercăm să căutăm acea relație fericită și să nu fii conștient că poate o ai lângă timp, dar nu vrei să lucrezi la ea sau să construiești la ea. Mă gândesc. Asta, asta cred. Și iarăși mi se pare că e ca fericire undeva acolo. Dacă am face asta, am fi fericiți. Și ești noi drept. E foarte posibil să ajungi acolo, stai o săptămână într-un extaz de care îți pare ție că e fericire și peste ceva timp să spui că Dan, fericirea unde? Că parcă aici trebuie să ieși noi. Uh -huh. Deci în relații, da, mi se pare că trebuie să, trebuie să lucrezi la ea, să construiești. Am mai spus compromisuri, eu nu cred că sunt compromisuri. Dacă omului din față îi face plăcere un anume lucru și eu nu trebuie să mă chinui pentru el sau nu-i nu ca și cum cedez din min, din orgoliu meu și îmi rup orgoliul în bucăți, dacă eu pot să fac lucrul ăsta pentru tine, îl fac pentru că. Dar dacă rupi orgoliu și cedezi, știi cum, cu sânge. De asta spuneam mai înainte că, că în relația în care sunt acum, cel puțin, ne-am îngăiat orgoliul înainte. Și acum parcă mi se pare că suntem mult mai chill pe partea asta de orgolii. Dacă Maturitate, roti, știi, da? Maturitate. Nu-mi place nici cuvântul ăsta. Ei, hai, <laughs> înțelepciune, precis ce să-ți faci? <coughs> asta mi place. <laughs> da, da. Dar, da, îmi pare că dacă cedezi, nu-i neapărat compromis cu tu, ești blușnic. Nu-mi place, de exemplu, să-și pat ca Nu, că asta e bună, 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 replică pentru emisiunea noastră. Mai spune-o Nu-mi place să pat ca blușnic. Mm -hmm. Asta merge în tizel. Asta precis. <laughs> chiar dacă ani nu-i place că eu spun asta despre mine, îmi place să cred, cel puțin, uh -huh. că sunt ca blușnic. Dacă eu, în sens că vreau să fac lucruri care îți plac. Acum că, iarăși, într-o relație, când să ajungi la un punct în care eu, eu sunt foarte bun pe argumente, eu asta cred despre mine. Și mă duc cu argumentele departe. Și -a că așa se întâmplă în, și în relația noastră, că aduc argumente. Până e posibil ca părerea Anei, de exemplu, schimbe, pentru că eu am adus suficiente argumente. Asta. 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 Dar, în principiu, eu o ca blușnică. Asta Fine. vreau. Dar asta cam ce înseamnă? Asta spun, că să mai ce, renunț ce la... să faci ce îi place partenerul. Să renunț să... la orgolul meu uneori, mm -hmm. dacă eu consider că așa ar fi bine, dar ei face plăcere altceva, ok, hai că nu-i nu greu. Copii, căței, planuri de vacanță. Deci le-am pus toate așa într-o oală de Te lămurești Copii <laughs> așa să facem, nu? Elegant, am transmis tot într-o oală Am înțeles, copii să facem, nu? Ana are o, o fată, fată da. Căței, nu avem un plan pentru că fac multe mizerie Și ne-am convins de mai mult de ori de asta Planuri de vacanță E foarte posibil că o să mergem într-o vacanță vara asta De vis De vis <laughs> Vez, că... eu găsesc cuvintele potrivite. Sunt da. <laughs> maturitate, înțelepciune, artist, uh -huh. de vis, la voi, la Tot voi este... e adaptat invitatul. La voi este melodii pe fundal ceva? Sau Băgăm. Nu. Care vrei? Ah. Care vrei? Iruma River flows in you. Vă rog frumos. Asta. Asta va fi. Cătălina a fost o plăcere să te întâlnească azi aici. Asta e, finalul Mersi. de bază. Scuze, mai bătut în cui. Nu okay. pot să okay, okay. Trebuie să spun că mi-a făcut plăcere. Și mie. Și <laughs> deci eu probabil asta trebuie să spun. Asta da. <laughs> e, da. Nu s o spus când te-ai invitat. Uh -uh. Radu, nu ți-o transmit. Nu, poate nu scris, dar... <laughs> N-ai dovedit să te uiți. Na, hai, eu aștept invitația cu la țară. Cum se numește proiect? Vreau la țară. Vreau, eu tare vreau la țară, eu n-am fost. Eu și Da. Înțeles. Da, așa, o campașcă mai interesantă. -s. Ei, strâmbați și voi. Ai smofturi. eu <laughs> sunt artist, eu îmi pierd. Ah, okay. eu nu sunt da. maestro, și dar eu sunt artist. Las că-i scrieși și să <laughs> Am da. depășit vârsta de 27. <clears throat> Noroc că te -ne. pa. O zi bună. Podcastul Webetox poate fi urmărit pe site-ul Victoria Bank, pe canalul de YouTube al Băncii, pe pagina de Facebook, dar și pe platformele specializate Spotify, Google Podcast și Apple Podcast. Tot acolo așteptăm și comentariile voastre, mai ales la episodul dat. Da, ar trebui să fie multe. Pe curând la microfon, Dana, ceva.